După luni de zile în care masca a fost principalul accesoriu pentru a putea ieși pe străzi, oamenii s-au obișnuit și chiar și după marea relaxare, aceștia încă o poartă. Mulți dintre noi ne întrebăm de ce sunt persoane cu mască pe stradă, deși nu mai este obligatorie, însă motivele există și sunt multiple. Chiar dacă restricțiile au fost relaxate, încă vedem oameni pe stradă care poartă masca de protecție. Mulți dintre aceștia din cauza că tocmai au ieșit dintr-un spațiu închis, iar din obișnuință au uitat să o mai dea jos. Pentru alții este o opțiune proprie. De ce încă purtați mască deși nu este obligatorie? Păi, na, am fost la examen și am avut-o pe față, n-am mai dat-o jos. Eu de felul meu nu o port. Eu nu cred în prostiile astea, cu coronavirus, cu prostii, cu... Dar na... Ca să nu, fiu amendat, o port. Dar eu sunt de la țară, eu la țară n-am purtat-o niciodată, de când a început pandemia și până acum. Pentru că eu nu cred în așa ceva. Păi văd că mai poartă lumea și dacă intri undeva, scrie pe ușă. Și așa au purtat și în permanență. Da. În timp ce unii sunt amuzați că au uitat să își mai dea masca jos de pe față după ce au ieșit dintr-un spațiu închis, alții consideră că riscul de infectare încă există și o vor purta până vor fi convinși. Mulți cetățeni nu sunt tocmai încântați de marea relaxare. Mamă, mi-e frică, deci cum să spun, nu știu, m-am speriat. Na. Și am ieșit și din magazin și... Deci ce să faci? Mi-e frică totuși, să mai treacă un pic. Și o dăm jos. Când e cald, o dăm jos. Preventiv. Să mă căsc bătrân și să mă feresc. Că dacă nu mă feresc, altcineva nu mă ferește. Da. În spate, mai intru pe undeva, așa o țin permanent. Mai trec pe stradă strănută, unul tușește. Dar vreau eu să mă protejez. Consider că e mai bine. Deși sunt și vaccinată. Sâmbătă am făcut apelul. Consider că e mai bine așa, mamă. Purtarea măștii în aer liber în spațiile neaglomerate nu mai este obligatorie, iar purtarea acesteia este o opțiune proprie. Cei mai mulți cetățeni sunt încă precauți, iar masca îi face să se simtă în siguranță, mai ales cei care suferă de anumite comorbidități.